Federația Rusă în declin, deprecierea rublei rusești în raport cu dolarul american și moneda euro va determina migranții moldoveni să se întoarcă acasă. Estimativ se așteaptă că se vor întoarce circa 30% dintre moldovenii angajați în Rusia, consideră experții. De asemenea, specialiștii moldoveni cred că economia țării noastre nu va avea atât de mult de suferit, întrucât mai multe companii exportatoare s-au redirecționat pe piețele europene. Experți economici moldoveni mai spun că există riscul pentru migranți să-și piardă locul de muncă și se vor întoarce acasă, iar aceasta este o provocare pentru noul guvern de la Chișinău, o provocare care poate fi gestionată, pot fi găsite locuri de muncă.